Horoscopul zilei de 27 iulie. Berbec. Astrele spun că mintea voastră nu va fi astăzi acolo unde ar trebui să fie, că veți fi repede distrați de chestiuni în afara ceea ce lucrați, așa că nu se poate vorbi despre spor întreabă pe parcursul acestei zile. În aceste condiții, poate ar fi mai înțelept să nu vă consumați inutil energiile, ci să vă concentrați mai întâi să reveniți cu picioarele pe pământ și apoi să vă continuați treburile. În aceeași notă, a zilei de astăzi, vi se recomandă prudență în privința chestiunilor bănești, care pot să devină o problemă destul de spinoasă dacă nu este tratată cu seriozitate necesară. Nu trebuie să vă stricați bună dispoziție intrând în conflict cu oricine se ia de voi. Încercați puțină diplomație, de obicei funcționează. Și calm, cât mai mult calm. Dacă vă enervați, dați satisfacție celuilalt. Taur. Dacă încă de dimineață nu vă simțiți în formă, ar fi bine să vă gândiți dacă puteți face o pauză pentru a vă reveni. În cazul în care acest lucru nu este posibil, faceți un efort pentru a rezolva ceea ce este mai important în prima parte a zilei și rezervați-vă a doua jumătate a acestea pentru a vă readuce în formă. Este important să vă implicați în treburile familiei, să răspundeți prezent atunci când sunteți solicitați, pentru că relațiile cu cei apropiați să nu fie prejudiciate. În tot ceea ce vă propuneți să faceți astăzi, acordați o atenție maximă detaliilor. De multe ori, acestea pot face realmente diferența atât în viața personală cât și în cea profesională. Gemeni. În familie veți beneficia de o atmosferă plăcută, relaxantă, ceea ce vă dă speranța că ziua va fi la fel de liniștită și calmă. Totuși, trebuie să vă așteptați la o serie de răsturnări de situație care pot să vă denatureze programul, ba chiar pot să vă facă să ratați unele termene dinainte stabilite. Dacă vă considerați că ați făcut tot posibilul pentru a evita întârzierile și aveți conștiința împăcată, în acest sens, n-are rost să vă agitați. Pregătiți-vă sufletește pentru ca a doua zi să munciți mai mult pentru a finaliza și sarcinile zilei de astăzi. Chiar fără voia voastră este posibil să intrați în conflict cu partenerul de viață sau cu rude mai în vârstă. Sunt șanse mari să nu scăpați prea ușor. Se poate ca o simplă discuție inițiată de unul sau de celălalt să vă aducă la adevărate certuri cu impact negativ asupra relației, mai ales în cazul celei sentimentale. Rac. Este posibil că astăzi să vă confruntați cu o serie de probleme destul de serioase la locul de muncă și va fi nevoie să vă concentrați ceva mai mult ca de obicei pentru a le rezolva. Acceptați ajutor din partea cuiva de încredere, acceptați și ideile altora, nu le disprețuiți. În asemenea momente, prețuiți sprijinul care vi se oferă cu bună credință. Prea multă mândrie în astfel de momente ar putea pune în situații extrem de neplăcute pentru că timpul este scurt și sunt foarte multe de făcut. Este bine să vă pregătiți sufletește încă de dimineață pentru o zi plină de provocări. Veți fi solicitați atât fizic cât și psihic pentru a le face față. Consultați-vă cu partenerul și cu ceilalți membri ai familiei înainte de a lua hotărâri care să aibă consecințe și pentru dânsii. A acționa fără acordul lor ar fi un gest lipsit de respect. Leu. Nu prea sunteți genul care să vă arătați deschis sentimentele, însă uneori ar fi bine să faceți asta, iar azi pare să fie una dintre acele zile. Cei care vă cunosc știu că sunteți mai mult omul faptelor decât al vorbelor, dar ar fi bine să mai încercați și aceste tactici măcar din când în când. Sunt momente când toți avem nevoie să auzim mărturisirea unor sentimente din partea celor dragi. Chestiuni neclare din trecut ar putea să vă umbrească finalul zilei. Vi se va solicita fermitate în abordarea acestora. Nu lăsați lucrurile în voia sorții pentru că evoluțiile s-ar putea să nu vă mulțumească deloc. În plan financiar nu vă aventurați la cine știe ce decizii majore în această zi, pentru că sunteți departe de a fi concentrați la lucruri serioase și nu este bine să luați astfel de hotărâri la modul superficial. Fecioară. Astăzi veți avea parte de oarecare succes, însă numai dacă permiteți intervenția alături de voi, a colaboratorului cel mai apropiat sau a partenerului de afaceri. Două minți gândesc mai bine decât una, așa că o acțiune împreună nu poate decât să vă aducă o reușită mai bună. Este o perioadă foarte propice pentru organizarea unor întâlniri de afaceri fructuoase, dar și pentru o serie de întâlniri informale alături de aliați pentru consolidarea legăturilor. Exprimați-vă clar intențiile, mai ales dacă este vorba de cei din familie. Dacă impuneți sarcini membrilor familiei, asigurați-vă că toată lumea a înțeles ce are de făcut. Nu lăsați loc la tot felul de interpretări pentru că apoi să apară motive de scandal.
Este o zi în care tensiunile inutile pot avea efecte mai mult decât neplăcute asupra relațiilor cu cei apropiați. Balanță. Trebuie să fiți conștienți că și cea mai complicată situație a zilei poate fi rezolvată, cel mai bine și mai rapid cu diplomație. Dacă vă veți arăta considerația față de ceilalți, veți primi înapoi aceeași considerație. Este bine să vă manageriați ceva mai bine finanțele, să vă puneți în concordanță câștigurile cu cheltuielile pe care doriți să le efectuați pentru a evita intrarea într-o criză din acest punct de vedere. Comunicarea în familie este esențială pentru a păstra o atmosferă serenă, liniștită, confortabilă. Va fi o zi în care vi se vor solicita la maxim abilitățile de comunicare și socializare, precum și mult tact și diplomație. Este important să vă păstrați mereu obiectivitatea, să nu plecați urechea la gura lumii. Este unul din acele momente în care trebuie să vă bazați mai mult pe instinctele proprii decât pe opiniile celor implicați. Scorpion. Va fi o zi minunată pentru voi. Treburile se rezolvă într-un mod destul de facil și fără foarte mult efort din partea voastră. Toată lumea din jurul vostru va fi mulțumită și voi mai mult ca toți. Veți avea posibilitatea să vă concentrați mai mult asupra propriilor dileme, asupra propriilor sentimente și trăiri interioare, precum și asupra relațiilor cu cei dragi, cu persoanele iubite care vă sunt alături. Este bine ca și voi, la rândul vostru, să acordați atenție sentimentelor apropiaților, nu doar propriilor voastre sentimente. Este posibil să aflați lucruri noi, pe care nu le-ați știut despre partenerii voștri de relație, care să determine o schimbare de atitudine față de aceștia. Săgetător. Veți avea parte la un moment dat de un ajutor surpriză care să vină exact la momentul oportun și să fie exact elementul care lipsea pentru rezolvarea în bune condiții a ecuației. În plan profesional veți avea mare ajutor, iar contextul astral al zilei de astăzi vă este cât se poate de favorabil. Viața de familie comportă, pe de altă parte, anumite note derutante care vă sunt la începutul zilei neclare. Discutați cu partenerul și vedeți care este problema, apoi căutați soluții împreună. Astăzi este bine să vă implicați mai mult în viața de familie. Este important să vă aplicați cu mai multă disponibilitate la chestiunile apărute în viața domestică, să vă sprijiniți partenerul care are atât nevoie de voi. Implicați-vă și în activitățile copiilor, mai ales dacă nu prea le-ați alocat timp în ultima vreme. Capricorn. Nu este un moment prea favorabil dezvoltării unor proiecte de anvergură, încăpățânarea de a încerca să faceți lucruri care pur și simplu nu au șanse de reușită, vă costă energie și timp pierdut aiurea. Astăzi s-ar putea să apară la orizont o serie de probleme secundare care să vă abată atenția de la problemele principale ale zilei. Dacă nu veți gestiona aceste impedimente așa cum trebuie, vor apărea întârzieri care vă pot cauza probleme, mai ales în plan profesional. Contactele cu prietenii vor fi însă pline de surprize plăcute, dar și de informații și sfaturi folositoare. Astăzi este recomandabil să încercați să nu vă mai legați de toate detaliile nesemnificative și acordați atenție lucrurilor care contează cu adevărat. Vărsător. Atâta timp cât interlocutorii se poartă respectuos și curtenitor, nu aveți altă cale decât să vă comportați și voi în același mod. Doar în acest fel veți reuși să vă lărgiți baza de contacte sociale și le veți putea întări pe cele mai vechi. Este important să cultivați relațiile folositoare, dar și pe cele de suflet, pentru că ambele își vor dovedi utilitatea în diverse contexte temporale. Informații pe care le așteptați de mai multă vreme ar putea să vă parvină pe parcursul acestei zile, ajutându-vă să obțineți rezultate preconizate. Menajați-vă relația cu partenerul care poate că vă va solicita mai mult atenția. Ar fi o mișcare înțeleaptă să vă faceți timp să ieșiți undeva împreună pentru a sta de vorbă și a discuta relaxați despre problemele care vă preocupă. Pești. Va fi o zi destul de favorabilă în care veți putea înregistra o serie de succese care să vă satisfacă și punga și ego-ul. De asemenea, veți reuși să faceți o serie de investiții inspirate care vor fi aducătoare de profit în viitor. Ca urmare, mulțumiți de voi înși, vă veți putea să vă petreceți a doua parte a zilei, bucurându-vă de rezultatele obișnuite. Cel mai bine ar fi să împărtășiți bucuria victorilor de astăzi cu apropiații, cu persoane care țin la voi și care vă vor binele. Satisfacția va fi astfel deplină. Este foarte posibil să intrați într-o serie
de combinații profitabile, fie din punct de vedere financiar, fie din punct de vedere profesional, sunteți într-o dispoziție bună, iar capacitățile de comunicare sunt la maxim posibil, așa că veți reuși cu puțină strădanie să puneți bazele unor relații care se vor dovedi ulterior neașteptat de folositoare.